Amin. Deschidem împreună Sfânta Scriptură la Evrei, capitolul 1, pagina în Biblie 1174. Evrei, capitolul 1, citim primele 6 versete. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor, căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată: Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când aduce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice: toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Amin. Ocupăm locurile și în timp ce se cântă câteva acorduri la orgă, frații și surorile care slujesc în cor sunt invitați ca să ocupe locurile. Fiți cu toții bineveniți și binecuvântați în casa Domnului în această dimineață. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi și peste noi toți deopotrivă. Amin. Corul va cânta pentru slava Domnului.
Dăm slavă Domnului printr-o cântare comună în timpul căreia ne închinăm și cu darurile de bunăvoie. Fratele Emanuel Buzangia și fratele Ilionica vor purta colecta. Cântarea de la numărul 5, cântările Evangheliei 5. Sfânte, sfânte, sfântești Dumnezeu puternic, grabnic în dimineața asta noi te proslăvim. Sfânte, sfânte, sfântești Dumnezeu puternic, grabnic în dimineața asta noi te proslăvim. Sfânte, sfânte, sfântești și foarte Domnului. Amin. Corul de slavă Domnului.
Mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze. Lecția de la școala duminicală e astăzi, Hristosul cosmic. Am să mă refer la această lecție, la text, la context. Este penultima lecție, lecția 56 din ciclul nostru. Mai avem încă o lecție duminica viitoare, lecția 57, Hristosul biruitor și judecător. Domnul Iisus este biruitorul și judecătorul. Fratele Ionel Săudan va avea onoarea să concluzioneze ciclul de lecții și apoi vom începe un an nou școlar, un alt calendar, cu o altă programă, un studiu intitulat Cuvântul Vieții, în două părți mari, două secțiuni mari, 24 de lecții din Predica de pe Munte, câteva 3 sau 4 lecții introductive și 20 de lecții din Predica de pe Munte, care este numită de către mulți teologi, cititori ai Cuvântului lui Dumnezeu, Constituția Împărăției lui Dumnezeu, Magna Carta Împărăției lui Dumnezeu, și apoi secțiunea a doua, parcă sunt 30 de lecții, lecții din pildele Domnului nostru Iisus Hristos, pildele sau parabolele Domnului nostru Iisus Hristos, și acolo la fiecare pildă vom căuta să ne referim la toate evangheliile, nu la Ioan, pentru că Ioan n-are pilde. Când o pildă este redată în mai multe evanghelii, vom căuta să o privim în contextul mai larg al evangheliștilor sinoptici. Este important să învățăm la școala biblică și ce învățăm să trăim, să punem în practică. În multe biserici, mai ales în biserici mari, un număr mare de membri, 100, 900, 1000, 800, 2000, școala biblică e diferită decât e la noi. Și sunt grupe de studiu biblic. Asta pentru că sunt și mulți cursanți, mulți studenți și sunt și multe săli. Și înainte, sau după rugăciune, sau înainte de serviciu divin, fiecare frate, soră merge la clasa lui. Și sunt mulți învățători. Gândiți-vă la o biserică de 2000 de membri cu 50 într-o clasă, sunt vreo 40 de învățători. Dar e aceeași temă, aceeași lecție, aceeași calendar. Care este avantajul? Avantajul este că mai mult poți să ia parte la școala duminicală în grupuri de 50. Acum noi nu facem așa, pentru că noi suntem o clasă toți. Noi suntem un grup toți. Și poate că și mai mulți pot, sau ar putea, sau ar trebui să ia cuvântul, dar totuși se poate lua cuvântul. Este un avantaj care e real când sunt aceste grupuri mai mici, oamenii pot avea o interacțiune mai bună. La noi, un pic, școala duminicală are aspectul unui serviciu divin sau unei slujbe din sanctuar și dacă eu spun ceva și îmi exprim o opinie, fratele nu zice, nu înțeleg ca fratele Levi, dar e în biserică și decât să, sau e păstor, sau decât să fie turburare, mai bine aplicăm legea avantajului și lăsăm. Nu-i nimic rău cu a ne exprima opinii, cu a ne exprima păreri, cu a spune așa văd eu, așa înțeleg eu, sau chiar a întreba, voi frații mei, voi ce lumină aveți? Că eu am citit și cam așa văd eu, dar frate Doru, dumneavoastră, ce părere ai? Și nu te întreb ca să-mi dai dreptate, te întreb ca să ne sfătuim împreună. Copiii învață la școală din clasele mici să facă o distinție între fapt și opinie, fact and opinion. Și foarte important pentru o gândire logică și critică să distingem între fapt și opinie. Și fie că predicăm,
Fie că ținem o lecție de școală biblică, fie că luăm cuvântul la școală biblică, să nu prezentăm opiniile ca fapte și faptele ca opinii. Și asta e valabil pentru lecția care a fost, lecțiile care au fost, lecția care a fost și care vor fi. Și e datoria mea și slujba mea să adresez asemenea probleme. Din nou, e părerea mea că e datoria mea și slujba mea. S-ar putea ca voi să aveți o altă părere, puteți să puneți un vot de încredere dacă asta e sau nu este. Una din datoriile păstorului. Aș vrea la început să ne uităm la un capitol din Noul Testament care mie mi se pare foarte interesant. Rar am auzit predici din el și poate când vom studia 1 și 2 Corinteni la o școală biblică viitoare, dacă vom fi în viață, cu voia Domnului, vom avea o lecție 2 din 1 Corinteni 7. Până atunci aș vrea să luăm 5-6 minute ca să extragem de aici niște principii pentru studiul cuvântului, pentru exprimarea din cuvânt. Capitolul 7 e foarte interesant, tratează mai multe probleme. Sunt câteva paragrafe. Deschideți Biblia cu mine la pagina 1116. Capitolul 7, 1 Corinteni. Primul paragraf este despre căsătorie. Fiți liniștiți că nu-i predica despre căsătorie, deci... Dar e primul paragraf. Al doilea este despre despărțirea între soții credincioși și necredincioși. Și nu de divorț vrem să ne ocupăm. Al treilea, foarte interesant paragraf, fiecare la locul lui. Tenorul la locul lui, corul, altul, basul, sopranul, fiecare. Iar paragraful ultim este despre fetele fecioare. Apostolul Pavel adresează aceste paragrafe bisericii din Corint și bisericilor din împrejurul Corintului în urmă la o scrisoare care a primit-o de la frați. Uitați-vă în versetul 1. Cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris. Dacă se poate pune pe screen, e very much appreciated. Dacă nu, uitați-vă în Biblie. 1 Corinteni 7 cu 1. Cu privire la lucrurile despre care mi-a scris. Nu că mi-a venit mie, sau că n-am alt subiect să vă vorbesc despre căsătorie, despre divorț, între credincioși și necredincioși, despre fiecare la locul lui și despre fetele fecioare. Mi-ați scris și m-ați întrebat despre asta și de-aia vă vorbesc despre asta. Și Pavel începe cu prima problemă, primul paragraf, cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris. Fiți atenți. Eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Trebuie studiat în context, mă rog, dar vreau să subliniați în Biblie. Eu cred că este bine. Nu spune Dumnezeu ne zice că este bine. Nu zice în Deuteronom scrie așa. Eu cred că este bine. Și vom vedea în câteva minute care le alocăm acestui capitol cum Pavel face o distinție clară între cât spune eu cred, asta e părerea mea, ăsta e sfatul meu și asta e porunca lui Dumnezeu. Și dacă Pavel a avut preocuparea și decența asta, suntem obligați și noi. Eu cred, spune el. E părerea mea, e opinia mea. În același paragraf, uitați-vă în versetul 10. Celor căsătoriți le poruncesc, dar are grijă să spună. Nu că eu aș fi unul care trebuie să poruncesc și voi trebuie să mă ascultați pentru că eu sunt Pavel și am făcut teologie la Ierusalim, right? Nu. Le poruncesc, nu eu, 1 Corinteni 7:10, nu eu,
ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Și clar, nici bărbatul de nevastă. Nu mă interesează ce opinie are cineva, spune Apostolul Pavel. Nici a mea opinie, dacă ar fi alta, nu contează. Nu eu poruncesc, ci Domnul. Noi trebuie să avem grijă când ne exprimăm, dacă exprimăm ceva ce Domnul poruncește, ce Domnul zice, sfătuiește, sau ne exprimăm o părere sau o opinie. Asta e bun pentru mine și bun pentru toți. Dar mie mi se pare foarte semnificativă sublinierea asta. Le poruncesc, nu eu, ci Domnul. În versetul 12, la al doilea paragraf, 1 Corinteni 7:12, îmi place distinția asta. Celorlalți le zic eu, nu Domnul. Celorlalți le zic eu, nu Domnul. Am oarecare credit să fiu luat în seamă. Sunt apostol. Semnele unui apostol, scrie el, le-ați văzut între voi. Dar cu toate acestea, ce poruncesc eu, vreau să se știe că e de la mine, după judecata mea, după înțelegerea mea, și el are acest act responsabil. Celorlalți zic eu, nu Domnul. Mi se pare foarte important, așa că vi se pare important. Frate Ionel, crezi că e important? Eu cred că e foarte important. Vine apoi paragraful al treilea și vreau să vedem din nou cum se referă Pavel la problemă, la temă, la lecție, la subiect. Cât despre fetele fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Nu am nici prin revelație și nu am nici din scripturile dinainte. Ce e scris, e scris. Dar le dau un sfat. Eu, Pavel, le dau un sfat. E adevărat, ca unul care am căpătat de la Domnul harul, să fiu vrednic de crezare. Ca un creștin matur, ca un apostol, iată sfatul meu. Iată dar ce cred eu că este bine. Având în vedere strâmtorarea de acum, este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Asta este vis-a-vis de căsătorie și de fetele fecioare și de fecior. De fapt, contextul care este? Biserica trecea prin goană. Creștinii erau sechestrați, arestați. Apostolul spune, nu-i timpul de nunți acum. Având în vedere vremuri de acum, dacă a început războiul, acum s-a comemorat 100 de ani la Paris, de la primul război mondial. Când au început să fie luați băieții pe front, chiar dacă au fost logădiți, mulți au socotit și de comun acord părțile au socotit să lase căsătoria până după război. Vedeți ce se întâmplă, nu? Astea sunt împrejurările. Apostolul Pavel nu are aici o învățătură contrară scripturii, care spune clar, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă, vor fi un singur trup. Iată de ce cred, e părerea mea, având în vedere strâmtorarea de acum, este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Și ultima subliniere e din versetul 39 și 40. Aici vorbește despre femeile cărora le-a murit soțul și care se pot căsători sau pot să rămână văduve după cum decid dumnealor, la libertate. E un alt text în care Pavel spune, vreau ca văduvele tinere ce să facă? Să se merite, să aibă prunci, să fie gospodine și așa mai departe. Dar fiți atenți aici, o femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. Asta nu mai e părerea lui, e faptul legii.
Dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea. Asta nu-i mai părerea lui. Este faptul cuvântului Dumnezeu, a legii. Dar numai în Domnul. Ăsta iar e faptul biblic, căsătoria trebuie să fie în Domnul, că noi o justificăm altfel. Dar după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este. Și cred, e părerea mea, cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Eu nu cred că trebuie insista mai mult, deși v-aș sfătui să subliniați aceste lucruri, să vedeți distinția care o face Pavel între părere, opinie, sfat, eu cred, eu vă zic, Domnul vă poruncește, cuvântul Domnului vă zice. Acum, cu privire la rugăciune pentru împărați, pentru guvernatori, pentru demnitari, senatori, deputați, politicieni, într-un cuvânt, noi respectăm părerea oricui și dacă un frate are o părere, că m-a avut fratele Stan la școală biblică și mi-a spus-o, noi o am ascultat-o și îl iubim pe fratele ăsta. Dar avem și noi o părere. Și vrem să căutăm dacă există un fapt biblic. Că opinia mea nu-i superioară opiniei tale. Și nici părerea ta nu-i mai bună decât părerea mea. Părerile sunt păreri, opiniile sunt opinii. Și zice... Faptul Bibliei este să nu vă apucați cumva la ceartă cu privire la părerile îndoielnice. Dimpotrivă, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, ce să facem? Să umblăm împreună, să mergem înainte, noi nu iubim certul de partide și nici bisericile lui Dumnezeu. Deci când e vorba de părere, opinie, sfat, e bine să respectăm părerea fiecăruia și după ce o auzim, chiar să ne gândim un pic la ea. Măi, eu am avut o părere. Fratele Daniel Decean a exprimat o părere diferită de părerea mea. Hai să cuget un pic, mă uit în cuvânt. Fratele Daniel, când poți să vin la dumneavoastră la o cafea? Sau vii tu la mine la un tea? Și stăm de vorbă așa. Realmente, cum trebuie să stăm? Acum, dacă părerea este că ne pierdem vremea, e bine să nu ne pierdem. Dacă alții au părerea că e bine să ne rugăm pentru conducător, pentru președinte, pentru guvernator, pentru Mario Comă, nu e favoritul meu, n-am fost să votez deloc, nu fac parte nici într-un partid și n-am făcut niciodată. N-am fost la vot nici la legile prezidențiale și nici la acestea. Nu vă vorbesc ca un polițian, vă vorbesc ca un păstor. Dar dacă spune Scriptura, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului, ăsta e faptul Scripturii. Că nu-ți place ție evreii. Că te-a înșelat vreun evreu cu serviciu, cu business-ul. Te-a înșelat un evreu din New York, nu de la Ierusalim. Ai înțeles? Că nu-ți place... Faptul este rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Eu poate să aibă, Billy Graham e la Domnul, în cer, dar Billy Graham să-mi spună, nu vă rugați pentru pacea Ierusalimului, să am sare. Stau cu ce-i scris, ăla e fapt, ai opinie. Ieremia zice, rugați-vă, urmăriți binele cetății și rugați-vă pentru binele cetății. Eu văd că uneori se strâmbă în biserică niște fețe când cineva se roagă pentru America sau pentru New York. Vă iubesc și când vă strâmbați. Nu prea m-ați auzit rugându-mă pentru așa. Am și eu, v-am spus, v-am explicat, am crescut la comuniști, am rezerva și reținerea. Dar cei care vă rugați, nu vă exprimați o părere, ci ascultați de cuvântul lui Dumnezeu. Acum, în 1 Timotei, noi am citit versetul ăsta, asta nu e o părere, e un îndemn al Apostolului Pavel prin Duhul Sfânt. Eu îl văd ca fapt. 1 Timotei 2, de la 1 la 6. Vă îndemn, dar înainte de toate,
interesant, e un îndemn cu prioritate. Să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Și dacă n-ar mai scrie nimic, în pentru toți oamenii sunt incluși toți. Și politicienii de care nu-ți place. Inclusiv Maxine Waters sau, nu, you name it. Dar cuvântul merge mai departe. Pentru împărați, pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii. Te-ai rugat ultima dată, te-ai rugat pentru Schumer, senatorul de New York? Nu te-ai rugat. Ai făcut bine că nu te-ai rugat? Well, n-ai făcut bine. Nici tu, nici eu. E clar? Păi ce să mă rog, să te rogi ca Domnul să-l binecuvinteze, să-i dea înțelepciune, să deschidă mintea, să-l facă sensibil. Te-ai rugat pentru senatorul din cealaltă parte? Păi da, voi fi rugând că îmi place. Nu e vorba de aia. E vorba, faceți rugăciuni pentru împărați, pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să ducem astfel, să putem astfel duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstia. Și Pavel spune, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Așa că cred, și să nu fie cu supărare, că nu-i pierdere de timp, ci e împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Dar asta nu trebuie să creeze niciun o discordie că la studierea cuvântului lui Dumnezeu se studiază cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum întotdeauna stau și ascult, și ascult cu drag și învăț. Și v-am spus nu odată că multe din predicile care câteodată mai primești și eu câte felicitare, au sămânța și inspirația într-un cuvânt al unui frate care a luat un cuvânt la școala biblică. Deci când e vorba aici de păreri, de opinii și de fapte, chiar dacă e fi vorba de părere, stau mai degrabă la părerea Apostolului Pavel. Dar cred că Pavel nu-și dă o părere aici, ci ne poruncește prin Duhul Sfânt cuvântul lui Dumnezeu ca un vas ales al lui Dumnezeu. Cu privire la lecția care am avut-o astăzi, Hristosul cosmic, de ce am simțit îndemnul? N-am auzit nicio voce să-mi fi vorbit și n-am avut nicio vedenie. Dar am simțit acest îndemn ca la încheierea acestui ciclu de lecții, Evanghelia după Ioan și trei epistole, să avem câteva lecții care, chiar dacă nu sunt efectiv numai din Ioan sau din epistole, subliniază, elevează teme majore care sunt în Ioan și în epistole. Și scopul cu care am ales o lecție care i-am dat acest titlu, Hristosul cosmic, să știți că n-a fost de propagandă sau, uite-mă că și păstorul nostru știe să dea titluri din astea fancy. Nu. Există, și am văzut asta în Evanghelia după Ioan, am să evidențiez cu fapte, dar există între oameni, chiar și între creștini, o oarecare concepție care limitează și minimalizează rolul și persoana Domnului Iisus Hristos. Pentru mulți chiar creștini, adevărat tradiționaliști, nominal, Domnul Iisus este copilul din Iesle. Și vine vremea acum după Thanksgiving și auzi vorbindu-se despre cine? Despre împăratul împăraților? Domnul domnilor? Despre Hristosul lui Dumnezeu? Despre Baby Jesus. Da, a fost un baby. Da, s-a întrupat și a fost un copil, a fost un baby. Dar ce cântă corul de multe ori, să nu uităm, e acolo o teologie adâncă, dar chiar în iesle, el e Dumnezeu. Ne uităm în Evanghelia după Ioan, vine Nicodim, lider la farisei, fruntaș, cu doctorat în teologie, profesor de lege. Cine și ce este pentru el Iisus? Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Nimeni nu poate face semnele și minunile care le faci tu dacă nu-i Dumnezeu cu el.
Dar ești un învățător și ești un om. Vă amintiți cum am mers lecție cu lecție? Ce vorbea poporul? Unii ziceau, este un om bun. Și mulți cred că Domnul Iisus este un om și a fost un om bun. Alții ce ziceau? Nu, dar duce norodul în, dar este numai un om. Un rabin, citeam cândva într-o carte, cu mulți ani a fost interpelat de un alt om, un reporter sau ceva de genul ăsta și i-a zis, domnule, vreau să vă mulțumim dumneavoastră și poporul evreu că am primit din sânul poporului, prin poporul evreu, pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și Dumnezeu. Și rabinul a spus, da, am dat și noi ceva, sau a ieșit și de la noi ceva, cu totul deosebit pentru omenire. O binecuvântare pentru omenire. Dar pe parcursul discuției, rabinul s-a exprimat. Iisus a fost cel mai bun om care a trăit vreodată și cel mai bun învățător, dar n-a fost Fiul lui Dumnezeu. În capitolul acela, parcă al nouălea, unde e vorba de orbul din naștere, după ce îl vindecă Domnul Iisus și se întâmplă minunea aceasta a minunilor, am avut și o predică nu de mult tare din Ioan 9, acolo vedem o progresie în patru faze, cred că este, în care cine ți-a făcut? Cum? Și spune omul fariseilor și Sanhedrinului, orbul, fostul orb, omul acela, aceluia, omul acela căruia îi se zice Iisus. Vezi? Deși i-a făcut acest miracol, Iisus era pentru el omul acela. Ca mai apoi, după ce îl fac ei păcătos, să se ambaleze el un pic și să zică, dacă n-ar fi neprihănit, n-ar putea face așa ceva. Dar e tot un om, un om neprihănit. Ca la a treia confruntare sau interpelare, să zică, dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Dar vedeți, e tot om. Ca Ioan, ca Ilie, mare proroc, dar om. Ca numai la urmă, la capătul capitolului, la sfârșit, când îl întâlnește Domnul în templu, el a mărturisit puterea lui Dumnezeu, a simțit-o. El a fost și un apologet, l-a apărat pe Domnul Iisus. Dar pentru el încă Domnul era numai un om. Crezi tu, îl întreabă Domnul Iisus în Fiul lui Dumnezeu? Și cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut, zice Domnul. Cel care vorbește cu tine, acela este. Ce a răspuns omul acesta? Cred, Doamne, și s-a închinat. După Revoluție a venit la mine, la casa pastorală la Zalău, un medic celebru din oraș, vestit, și era vorba asta, că noi pocăiți avem relații în străinătate. Pentru că la Revoluție a fost și un frontul salvării naționale, m-a cunoscut, am făcut și eu cândva politică. Și a zis, domnul pastor, am venit, dacă m-ați putea ajuta, aș vrea să obțin o bursă de studii, de cercetări în China. Păi, în China? Pentru ce? Știți ce? Sunt metodele astea orientale de tratament, care nu sunt farmaceutice cu medicamente și care dacă le-am stăpâni și le-am dezvolta, ar fi un mare har. Și discuția continua mai departe și am vorbit despre Domnul Iisus. Dar să știți că a vorbit el mai mult ca mine.
Și mi-a spus că și Domnul Iisus a fost un mare vindecător. Cel mai mare vindecător. Și noi dacă am înțelege metodele Lui și le-am aplica cum le-a aplicat El, și noi am putea avea succesul Lui sau măcar aproape de succesul Lui. Dar pentru El, Domnul Iisus era vindecător, era bun, era medic, dar era om. Scopul lecției de astăzi a fost ca să ne scoată din rutina asta de baby Jesus, de omul Iisus, chiar de profetul Iisus, și să încheiem lecția aceasta, ciclul ăsta de lecții, cu adevăratul mesaj al Evangheliei și al Scripturii. Iisus este Dumnezeu, este veșnic, fără început. El nu-i cineva din univers. El cel care a creat universul. Dumnezeu nu-i conținut în univers și El conține universul. Și îngăduiți-mi câteva sublinieri, sau dacă vreți, fapte biblice. Am și eu opinii și păreri și izvorâte din cuvânt, dar mai mult am să vă citesc. Uitați-vă la Evrei ce am citit, Evrei 1:3, El, e vorba de Domnul Iisus, care este oglindirea slavei Lui, Lui, pronumele nu se referă acum la Domnul Iisus, ci la Tatăl. Domnul Iisus este oglindirea slavei Lui Dumnezeu. Când tu te uiți în oglindă, ce vezi acolo? Oglindirea ta, not so bad. La 60 de ani, la 65, la 59, te laud, Doamne, că m-ai făcut o făptură așa de minunată, spune psalmistul. Vezi o oglindire, vezi the likeness. Domnul Iisus Hristos, în El, se vede Tatăl. Dar nu numai că e o oglindire, cuvântul spune că este întipărirea, așa cum se pune la notar, un notarized document, strânge ștampila, silu și intră în foaie, right? Public Notary, State of New York, Commission Expire, este întipărirea ființei Lui. Zice Filip, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Eu sunt în Tatăl, Tatăl în mine. Vrei să știi cât de bun este Dumnezeu Tatăl? Uită-te în Evanghelie la bunătatea lui Dumnezeu Fiul. Așa e de bun Dumnezeu Tatăl. Vrei să știi cum iartă Dumnezeu Tatăl și cum iubește? Uită-te în Evanghelie la cum iubește și cum iartă Domnul Iisus Hristos. Apoi Evrei 1:3 ne spune că acela care este oglindirea și întipărirea slavei și ființei Tatălui, ține toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui. Toate lucrurile. Universul, macrocosmosul, microcosmosul, lumea infinită, infinitul mic și infinitul mare, lumea materială, lumea spirituală, lumea văzută, lumea nevăzută. Toate lucrurile. Cum sublinea fratele Stan, autoritatea aceea absolută. Cerul stă în poziție de drept înaintea lui Hristos Domnul. Stelele, spune în Isaia 40, le cheamă Dumnezeu pe nume și așa de mare e puterea Lui că una nu lipsește. În Faptele Apostolilor 17:28, acolo Apostolul Pavel spune, căci în El, în Dumnezeu, avem viața, ființa și mișcarea. Foarte mulți oameni vor spune, arată-ne-L pe Dumnezeu dacă există, arată-ne-L în univers, arată-ne-L în cosmos. Dar aici ni se spune un fapt, un adevăr. Nu Dumnezeu este în univers, ci universul este în Dumnezeu. În El avem viața, ființa și mișcarea. Teologii vorbesc despre imanența lui Dumnezeu și transcendența lui Dumnezeu. Nu-i timp să detaliem, dar conceptele sunt un pic sofisticate, dar ușor de înțeles dacă le luăm așa la face value. Imanența lui Dumnezeu înseamnă că El este prezent în totul și în toate
oricând. Asta înseamnă că dacă te uiți în jurul lui, în jurul tău, vezi geniul și amprenta lui Dumnezeu. Spune o cântare, priviți în jur la tot ce vă înconjoară și vă întrebați voi cine le-a făcut. Te uiți la tine, te uiți la flori, la ocean, la munți, la stele, în toate acestea există amprenta lui Dumnezeu. Așa când vezi un tablou, nu căuta pe Rembrandt în tablou, dar geniul lui e prezent acolo. Și de aceea experții în artă, chiar dacă un tablou nu-i semnat, îs în stare să determine cui aparține, cine l-a creat. Îl regăsesc pe maestru în tablou. Asta este imanența. Transcendența se referă simplu la faptul că el nu-i conținut de creația lui. El transcede, este înainte de, dincolo de, după, deasupra, de desubt, unde vrei. Îngăduiți-mi următoarea ilustrație. Un arhitect a construit o casă cu totul deosebită, cum nu s-a mai văzut niciodată. Toată lumea voia să o vadă. Primii care au fost îngăduiți să vadă casa au fost ziariștii și reporterii la televiziune. Și când s-au dus, s-au fost uimiți de casa asta, așa numită Smart House, cu toată tehnologia nouă, e o ilustrație. Nu-i fapt biblic, e o ilustrație. Și când am mers acolo, când intrai în cameră, se aprindea luminile, când plecai se stingeau, voice command, totul. Unul era pe la bucătărie, numai se uita, totul se făcea mâncarea automat. Tu ce faci aici? Eu sunt bucătarul șef. Altul se uita la niște screen-uri pe acolo. Tu ce faci? Eu sunt chief of security. Și fiecare era cu ceva. Aș putea să o fac lungă până de seară. O scurtă. Și după ce învață ei, se minunează de casă, filmează, iau notițe, îi întreabă pe aia care erau prin casă ce rol are fiecare și de ce e acolo și pentru cine lucrează. Păi noi lucrăm pentru el. Păi pentru cine? Păi pentru el, ăla care a fost casa, care e stăpânul. Și la urmă de tot, zic, băi, ar trebui să-l găsim pe stăpânul. Să luăm un exclusiv, un interviu cu stăpânul, cu arhitectul, cu cel care a făcut și îl caută și nu-l dau de el nici cum. E ilustrație, de așa că nu-i perfectă. Și la ieșire, după ce au give up, că nu aveau cum, să-l afle. Spune povestea că găsesc pe cineva care stătea relaxat, în grădină, între flori, privea și el la casă, privea la landscaping, și era așa de satisfăcut de tot ce era acolo și ziariștii întreabă și pe el, la, tu cine ești până la urmă? Tu cine mai ești? Spune foarte simplu, ce crezi că le spune? Eu sunt stăpânul. Eu sunt cel care am făcut casa. Asta este conceptul teologic a transcendenței lui Dumnezeu. Imanența este că oriunde în casă vezi geniu și puterea lui creatoare. Ia cântarea de la școala biblică la care s-a început a fost extrem de binevenită. Transcendența este că nu trebuie să mergi pe lună, nu-l vei afla pe lună. Și luna și stelele și totul este în Dumnezeu. În el avem viața, ființa și mișcarea. Uitați câteva sublinieri faptice din Coloseni. El, Domnul Iisus, este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Cuvântul în original este icona. De unde în limba română este cuvântul icoană. Fotografie, poză, imagine. Domnul Iisus este chipul Dumnezeului celui nevăzut. El este Dumnezeul cel văzut, care poate fi văzut. Ioan 3, 1-a epistolă. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat, nu s-a descoperit încă, dar știm că atunci când vom fi cu El, vom fi ca El și îl vom vedea așa cum este. Pavel spune la un moment dat, cunoaștem în parte. Parțial, cum bine s-a subliniat, dar va veni o vreme când vom cunoaște pe deplin, cum și noi am fost cunoscuți pe deplin. Apoi Coloseni 1:16, prin El, prin Domnul Iisus au fost făcute toate lucrurile.
Toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru El și toate se țin prin El. Sunt făcute prin El, sunt pentru El și se țin pentru El. Coloseni 1:18. Încă Dumnezeu a vrut, Tatăl a vrut, ca în toate lucrurile, în toate lucrurile, El, Dumnezeu Fiul, să aibă întâietate, proeminență, să fie number one în toate. Coloseni 1:19. Căci Dumnezeu a vrut, Tatăl, Iehova, ca toată plinătatea, the fullness în engleză, pleroma în greacă, să locuiască în El. Tot ce poate fi imaginat, imaginația asta e limitată, nu poate cuprinde, nu mă împarte, este în El. Scriptura zice că și Dumnezeu era în Hristos, Tatăl, Iehova era în Hristos împăcând lumea cu sine. Sunt lucruri care numai în cer le vom pricepe pe deplin, de care ne minunăm însă și ne bucurăm chiar acum. Cam cu imaginea asta, deși palidă cum am putut noi să o prezentăm, trebuie să plecăm de la biserica asta. El este împăratul, El este Domnul, El este Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor. La evrei zice că prin El a făcut și veacurile. Ce-s veacurile astea oare? Secole, eonii, erele, într-un cuvânt simplu, timpul! Și timpul, și spațiul, și materia au fost create de Domnul Iisus Hristos. De aceea e absolut absurd să discuți de începutul Lui. Căci El este începutul a toate. Ce se întâmplă cu noi? Noi tindem să judecăm lucrurile lui Dumnezeu după logica pământească. Și pe pământ, Fiul are început. Și Tatăl e dinainte de Fiul. Și noi aplicăm logica asta Trinității și lumii spirituale și spunem, nu există că Fiul să n-aibă un început. Trebuie să aibă un început, că e vorba de Tatăl și Fiul. Astea ne sunt spuse nouă ca să avem oarecare înțelegere. Un fiu care se naște unui om, unui bărbat și unei femei, are tot ceea ce este omenesc. Sânge, cromozom, gene, inimă, tot. Tot ce au părinții are și fiul sau fiica. De ce? Pentru că este dintr-un om, din oameni, din soț, din bărbați și femei. Vi se pare absurd să fie așa? Nu. Atunci cel născut, cel ce-i din Dumnezeu, vi se pare la fel de logic că are tot ce are dumnezeirea. Eternitate, atotputernicie, omnisciență, n-are început, n-are sfârșit. Este asemenea Tatălui. Și nouă ne place, taților, când suntem congrași. Ai, ce seamănă cu tine. Și credem pe toți. El seamănă cu mama sau cu cineva din partea alaltă. Dar seamănă. Domnul Iisus nu numai că seamănă, ci în toate lucrurile El este, Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Și El este asemenea Tatălui. O, că martor de ova, că aia, că aia, fiecare cât poate. Și dacă nu pot eu mai mult, atâta îi. Când voi ajunge acasă și eu și voi, toți care o să ajunge ne vom mira și vom zice ce a zis împărăteasa din Șeba, știți ce a zis?
Nici pe jumătate nu mi s-a spus. Noi cred că o să zicem, Doamne, nici pe milioane, nimea parte, bilion, nimea parte, nu ne-am închipit noi, deși am crezut că avem imaginație de-aia wild. Dar, de fapt, ce e important este ce fel de oameni ar trebui să fim noi ca să ajungem acolo. Domnul nostru este Dumnezeu. Ultima lecție va fi duminica viitoare. El este biruitorul și judecătorul. Și asta e tema, cărții Apocalipsa, tot de Ioan scrisă. Sunt acolo multe texte grele, sunt caii, sunt leii, sunt balaurul, care fiecare are dreptul la părere. Calul verde, calul roșu, calul galben. Auleu. Gândiți-vă că și Calvin, cât de mare cap pătrat a fost, a scris un comentariu la fiecare carte a Bibliei. Știți la ce carte n-a scris comentariul? Una. La Apocalipsa, la Revelation. Mie mi se pare că a fost foarte înțelept. Dar indiferent de ce părere ai tu cu privire la cal și la trompetă și că ăla stă pentru aia și aia pentru aia, e un fapt acolo care, că ești milenist, că ești premilenist, că ești amilenist, că ești postmilenist, că ești democrat, că ești republican, că ești independent, e un fapt în Apocalipsa de la primul la ultimul verset. Hristos este biruitorul. Biruința este a Domnului, împărățiile lumii au trecut în mâna cui? În mâna Hristosului, în mâna Domnului. Asta, dacă înțelegi și crezi, ai înțeles Apocalipsa. Alte lucruri, sunt convins că ne vom minuna de ele în cer. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Corul, o cântare și încheiem.
ridicăm și ne închinăm Domnului cu mulțumire. Îngăduiți-mi să apelez la înțelegerea și iertarea dumneavoastră că nu pot să vă distribui școala duminicală pe duminica viitoare, acum. Dar cu voia Domnului, la serviciul de seară, o veți primi. Ultima lecție o veți primi la serviciul de seară,